Am făcut moșu mătii, bă, mor pe ăștia, mă, ies pe autostradă, pe național, pe morții mății, uite coaie cum iese, mă. Băi, am noroc să am tot camionul de ieri. Camion 2019. Așa să văd și eu ce vagon am. 60-2019. Și camion și vagon 2019. Mă mir cum doar a rămas aici nu la nimeni pe ăsta. Putea fi bossi cu vreo rampă. 60 19. Nu ești pe aici. Păi vreau să vă zic că am început să filmez foarte multe materiale. Probabil o să apară cu decalaj destul de mare față de momentul în care voi o să le vedeți. Știți că de obicei eu aveam chestia asta, ori le vedeați a doua zi după ce le filmam, ori la maxim, nu știu, 2-3 zile. Acum s-ar putea să le vedeți, gen, îl filmez acum să vedeți peste o săptămână, o săptămână jumătate. Și 60-2019. Unde ești, boss? 58, 59, 75. Nu. 55-2019. Bă, dar câte vagoane au adus iar. Au adus iar o grămadă de vagoane. Mamă, seara când vii aici nu mai ai loc să mai lași nimic. Nici vagoane, nici captractor nu mai ai loc pe unde să-l parchezi. Ar trebui dracu să mai facă o parcare ăștia. Nu. Au trecut paleți. 85-2019, 67-2019. Unde e, mă, boss, la capătul pământului? Ultimul vagon din curtea asta e fix al meu. Boss, mă rămăsă. 93. 6-2019, 89-2018. Uite-l, mă, băgameș. Aici erai boss. Mamă, ce zgomot e aici. Infernal. Că te-ai oprit. Ce bine că te-ai oprit, boss. Așa, să lăsăm și noi tot jos. Mamă, am așa încurcate cablurile la capul ăsta tractor, nici el nu l-am desfăcut. Nu cred că le desfac nici astăzi. Sunt prea rău. Stai așa să vedem ce număr avem. 480. Ok. Să vedem 4 8 0.
480. Avem 20 de paleți, 17 trebuie să lăsăm la prima livrare. Unde va trebui să descarc eu. Asta este. Asta este. Cât să fun, n-ai cât să fun. Câte un nou nouț, toate, deja e lovit. Ia uite, știu ce e aici, boss. Descurcă-le pe astea. Babau ăsta să le descurce. Sper să nu le rup totuși. În vreun viraj sau ceva. O să le descurc de seara când voi veni. Nu garantez, dar încercăm. Minus 21 și vagonul are minus 18 momentan. Dăm la manivelă, dăm drumul și la frână. Suntem gata de plecare. Sperăm zborul. Așa că, frații mei peloponezi, ne vedem direct în Hul, imediat. Am făcut moșu mătii, bă, mor pe ăștia, mă, ies pe autostradă, pe național, pe morții măsii, uite-l coaie cum iese, mă. Uite-l, bă, frate, cum iese, mă. Bă, trebuie să mă enervez așa eu cu toți proștii. Tu rasa mătii în gât. Iese de parcă ar avea camion coaie, n-ar putea să accelereze și el. Nici măcar nu merg cu 56, merg cu 54 de mile. Tu rasa mătii în gât. Băi, ne apropiem de Hul, de fapt aproape am ajuns în Hul. A văzut mai devreme Humber Bridge. Ar fi mișto să îmi dea să încarc la zi în Grimsby, la Coldwater, că așa trebuie să traversăm pe pod. Și probabil sunteți mulți, destul de noi pe canal și nu cred că ați răsfăi voi prin videouri să vedeți Humber Bridge-ul, pentru că am filmat de vreo, cred că 3-4 ori când trec pe el. Și destul de mișto. Destul de spectaculos acest pod. Bine că ce temă avarie. Bă, moșul ăsta e prost rău de tot. Deci moșul ăsta e sub orice critică. Lua-i așa strampulă. Dar nu cred eu că încărcăm de la Grimsby, pentru că stai aici în Hul și avem și aici unde să încărcăm. De undeva de pe strada din fața, nu, bă da, o stradă paralelă cu asta pe care mă duc acum în stânga, la Caro Foods. Am mai încărcat 1000 de ore acolo. E locul ăla unde trebuie să bagi din stradă cu spatele. Uite-l coaie cum a ieșit. Uite-l, bă, cum a... Uite-l, mă, cum merge coaie. Uite-l, mă, băgame aici pula măsa. Dă moș. Futu-ți moșu mătii. Ați văzut, bă, zici că mulți ziceți că sunt nebun, că n-am eu răbdare. Uitați-vă, frate, cum a ieșit. A ce frână a pus la cu taxiul. Doamne, futu-ți moșu mătii. Bă, iese. Bă, n-ar accelera, mă, zici că... Zici că dacă accelerează, îl bagă în scaun și face dezastru pe stradă. Băga mea ești pula măsa. Uite, acolo e Caro Foods. Trebuie să intri pe sensul ăsta giratoriu, faci stânga, dreapta, draci. Tu-s moșu mătii în gât. Chiar mai văd în comentarii, frate, îmi zici, domne, că ești tu retard, că n-ai tu răbdare, că am, frate, răbdare, dar... Am răbdare cu aia care merită, nu cu toți proștii. Ăla e un pericol. Deci ăla este un pericol pe stradă, pe șosea. Boss, nu te băga pe lângă mine, că n-avem loc amândoi.
Deci el este un pericol pe șosea, fraților. Pentru că conduce fără atenție, fără grijă. Ăla îl doare în pulă, merge așa. Toată lumea trebuie să fie atentă pentru el, de fapt. Cam asta e chestia. Toată lumea trebuie să fie atentă pentru el. Băi, suntem cu vreo 10 minute, un sfert de oră întârziere la ăștia, dar nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Au. Pe aici mă, sau pe unde dracu să iei? Nu pe aici, pe... Aia, pe da, pe aia altă. Știam eu. Deci uite, asta vede semnalul, da? Ieși, fă, ieși. Băieții sunt la pauză. E posibil să-i prind și eu pe ăștia aici unde descal la pauză. E un firul destul de măricică. Turner Price ăștia. Fac distribuție probabil la magazine de-astea mai micuțe. În gen, noi le aducem marfă. Era un car că am văzut că au de-astea zi 3 tone jumate, 7 tone jumate, 12 tone. Mersi, boss, mersi. Și ei fac distribuție după aia la magazine. Magazinele mici, evident. Așa. Toată lumea e la pauză cu aia. Toată zona industrială, toate firmele la pauză. Așa. Bă, să vedem unde descărcăm, că aici de obicei am descărcat în vreo două locuri la Turner Price. Ăștia pentru că au de, în zona asta industrială aici au mai multe clădiri. De exemplu, au o dată aici Turner Price asta și mai au acolo. Și eu va trebui să bag undeva pe strada unei decăr ăla. Ha. Mișto. A? Ba nu pe strada asta. Mai în fața. Ha, uite acolo. Și uite, au și ăștia decăre și articulate, n-a știu, uite, Turner Price Building 3, Building Draci. Agro, te-ai băgat cam prost acolo, Agro, va trebui să dau cu spatele pe strada aia. Ok. Bă, ce prost a parcat ăla acolo. Cum dracu să mă duc eu acum să... Că va trebui să mă să vorbesc, că va trebui să bag pe undeva pe unde e la cu containerul. Mă duc să vorbesc cu ei. Sper că n-am blocat accesul la hala aia, chiar dacă sunt două dungi galbene. Nu te duci, boss, așa tare cu stivuitorul ăla. Bă, ce prost s-a băgat ăla de la Agro. Tare prost s-a băgat. I'll be back. Băi, frații mei peloponezi, am fost la ăștia la birouri. Am stat să-mi fac niște acte ca să pot să descarc la ăștia. Biroul este undeva în spate. Chestia e că am stat după un graz la slinos. Bă, mor eu mă pe ăștia, mă, să-mi bag pula, că nu. Bă, unii așa câte o greață n-a vorbit cu șoferii, frate, zici că suntem ultima... Ultima ramură dintr-un copăcel, zici că noi suntem, șoferii. Bă, am văzut că aș avea loc, cred că, să mă întorc aici. Să nu mai dau cu spatele. Vine dacă avem loc să ne întoarcem, mă? Eu așa zic că avem loc. Acum să vedem. Okay.
Hai bă, să dau și eu cu spatele. N-ai aștepta. Bă, dacă ar avea și el stare, bă, să se aștepte un pic. Deci că-l mânca dracu dacă aștepta și el un pic. Traversează, bă, frate, pe spatele tău, așa de parcă... puțin de spate, de față. Ok. Da, să le dau și ăștia actele. Pune un tahograful pe ciocane. Haide, boss. Așa. Și hai să descărcăm. Opresc și frigul. Ca altfel o să-mi înghețe coițele mine. Ok. Hai să ne suim. E ce de asta. Așa. Avem de lăsat 17 paleți. Bine aici. Sigur o ia cineva în picioare. Bă, dar dacă ar sta și camera asta pe căpățâna asta. Și e și vagonul într-o parte. Of, 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 of. Am de dat o grămadă de pale jos de aici. Așa că rămâneți aici cu mine să descărcăm pe repede înainte. Băi, frate, mei, peloponez, am terminat descărcat aici. Ia uite și pe ăștia. Ce faceți, boss? Serviți mâncarea pe stradă? Veniți pe la amărâții de șoferi să le dați și lor câte ceva? Ia uite ce platou frumos. Poate cade hardughia asta cu el. Dă-vă și la ciuc, ce foame mi-ați făcut. Evident că după ce terminăm livrările, înfruptăm, cred că, dintr-un mare mec. Hai, boss, treci. Bă, s-a parcat ăsta cu agrul lui atât de prost aici. N-aveți idee. Păi n-a durat mult descărcarea, vreo probabil 10 minute, nici 10 minute. Destul de repede și mergem acum la a doua livrare, care cred că, nu știu dacă mai țineți voi minte videoclipul cu Iveco. Bine, probabil cei mai mulți cred că îl țineți minte. Videoclipul cu Iveco unde mă chineam eu să parchez.
am impresia că ăștia sunt, nu mai rețin exact ce și cum, dar cred că ei sunt. Mergem pe stradă acolo și vedem dacă ei sunt sau nu. Avem de lăsat doi paleți și să vedem dacă au, dacă e ok. De asta v-am zis că s-ar putea ca primele două liber să le știu care sunt. Dar ultima nu o știu. Alpine Food, nu știu cum. Stai așa că vă zic acum. Alpine Fine Food Storage. Am lăsat un palet. Posibil să fi fost și pe acolo, dar poate nu mi-aduc eu aminte. Nu mai băgăm GPS-ul că cred că știm să ajungem. La Smales, cum trebuie să numesc, mă, ăștia? Smales and Sun Smales. Nu știu, e posibil, cred că să fie și unii care sunt pe stradă. Adică gen mi-o arată pe hartă, mi-o arată undeva o intrare în spate, dar e posibil, cred că să fie în față. Nu mai mi-aduc aminte, trebuie să intru pe stradă acolo și să văd exact. O, ce frumos e seria 4. A, păcat, 2.0 diesel. Păcat. Ok, luăm pe aici, trebuie să ne întoarcem. Avem și noi loc, timp, avem și loc și timp. Avem și loc și timp, boss. Stai așa să nu dăm prea tare pe viraj, că mi-a rămas 3 paleți și nu am mai pus bara și n-aș vrea să îi împrăștii. Să stau să adun la cutii sau să mi-o refuze. Mamă, cald rău, coaie. Deci chiar și așa cu frigul oprit și cu hanoracul pe mine, descărcând paleții, m-am încălzit instant. Instant, boss. Uite și la ăștia. A luat jumătate de stradă să le fac la bicicliști pistă. Uite, moare pe bicicletă ăla. Să moară, mă, dacă nu moare pe bicicletă până sus. Auto pe Madame am fost. Ce faci, drag? Alergi? Sau mergi? Cred că mai mult mergi decât alergi. Vrei să te menții în formă? În formă de cozonac? Bă, nu știu dacă am făcut eu bine să mă bag pe banda asta. Cred că trebuia să rămân pe ambele ca să nu se bage vreunul pe lângă mine. Exact ce v-am spus, iau pe ăla cu BMW-ul. Cum venea el ca un boss. Tot timpul zic că îmi țin ambele benzi în sensurile astea mici, dar nu-mi vine. Ok, bam. Și acum să vedem unde sunt ăștia. Uite, read bottle. Cred că după aia voi încărca aici, la Caro Foods, cred. Te uite cât de mașini sunt parcate. Doamne, cât de greu va fi să dai cu spatele. Și acum avem Smales ăștia. Normal trebuie să intru, nu pe strada asta, pe următoarea. Și să fac stânga. Și mi-o arată că ar fi undeva în spate. Dar vedem imediat ce și cum, că s-ar putea totuși să fie aici în față. Uite, mă, Smales, vezi, ține-mă minte, mă. Și știu că e cu rampă și știu că au o curte de asta înghesuită. Da, uite aici. Știam, mă, boss. Mamă, decât o rampă, chiar că o rampă au, înainte aveau două. Și aici m-am chinuit toată, îți dau cu spatele de pe strada asta, am intrat. Și m-am chinuit, dau cu spatele, cu Iveco pe aici, cu dracu să mă pieptăne. Uitați-vă și voi ce stradă au ăștia aici și eu trebuie să intru aici.
Adică trebuie să ne luăm larg în toate direcțiile. Ok. Hai să nu dormăm gardul ăsta, să nu dormăm și pe ăla. Să vedem cum dracu ne parcăm aici în curte. Ca să iasă și ăsta. Cred că o să ne dăm, uite, fix așa. Și după aia vom da noi la rampă pe blind side, că altcumva nu văd cum. Mă duc să le dau actele și să văd ce îmi spun băieții. Am doi paleți de lăsat. Poate mi-a direct cu stivuitorul. I'll be back. Oh, așa. Hai că s-a eliberat rampa. Și va trebui să băgăm noi acum acolo. Evident, după partea stângă puțin mai greu. Puțin mai greu, dar nu e imposibil, nu? Pentru că avem destul loc. De fapt, doar trebuie să o îndreptăm un pic, că după aia ne putem da în față și băgăm după partea noastră. Așa. Așa și iar așa. În toți pereții. Da, ne-am dus prea aproape. Dar facem un fel următor. Dăm după partea asta acum. V-am spus că avem loc. Știi când e? Când ai loc, trebuie să profiți de el, nu? Ok. Bine, nu prea m-am dus eu bine, dar încercăm să o dregem. Chestia e că bucata aia care o văd eu liberă e de fapt că e cam lipită de zid. Nu ne-am dus bine. Mai facem o încercare. Uite așa. Și acum o dăm fix pe toată partea noastră. Da, vedeți? E baraca aia și oricât aș fi vrut eu să mă folosesc de spațiu, nu putem de baracă. Uite așa. Și tu nu prea poți să te duci cum trebuie. Bă, sper să nu mă sui pe baraca aia. Picioarele. Ai zis că e ușor? Și uite că nu e ușor. Așa, mă, boss. Trebuie să urmezi dunga aia, că altfel stă ca un cur. Mamă, ce miroase a fumătură. Măcar nu e dreaptă. Gata, boss. Mă duc să le dau cheile și să-mi iau actele, că dă imediat paleția jos. Și ne vedem la ultima
frații mei peloponezi, am terminat și aici. Să vedem cum ieșim de aici. S-au parcat niște polonezi pe ieșirea asta și eu trebuie să o rup aici. Trebuie să o rup aici, boss. Te folosești de tot spațiul. Borduri, neborduri, trebuie să te folosești de ele. Băi, mergem și la ultima livrare. Băi, pe ăștia am sunat să-mi spună unde sunt, pentru că i-am găsit în două adrese. Aici în Hull. Mersi. I-am găsit în două adrese. Și până mi-a confirmat că este una aici aproape. Și că pot intra și cu articulatul. Am văzut că e o stradă destul de înghesuită așa, o stradă cu care se și înfundă. Sper să am loc să mă întorc ca să pot ieși. Facem și livrarea asta și după aia să vedem încotro încărcăm. Să fiu sincer, nu prea aș vrea să vin la ăștia aici la Caro Foods. Aș prefera gen Grimsby să mă duc. Așa traversăm și pe pod. Oricum, după ce fac și ultima descărcare, o să mă opresc să mănânc. Ai, boss, că ai loc, mâncați, ai talentul tău, că zici că treci cu trenul. Uite, cu ochii după tine, nu mai plecam după loc. Doamne, s-a uitat el, credea că n-are loc să treacă Volva lui de căcat. N-am livrat la ăștia niciodată, e pentru prima oară când livrez la ei. Inițial am crezut, după ce m-am uitat pe harta, am crezut că îi știu și pe ăștia, dar nu erau ei. Am livrat în multe locuri aici în Hull de astea așa, locuri de astea micuțe. Bă, sper că am băgat adresa corectă, morții mosi. Stai, mă, să văd eu unde mă duc. Asta e Woodhouse Street. Mi se pare cam departe așa. Mi se pare cam departe pentru că văzusem că pe undeva pe aici, pe la intrare în oraș, da? Bine, am 5 km. Nu e chiar așa departe. Să muncesc sâmbătă, să nu muncesc. Acum am ocazia să muncesc sâmbătă, pentru că soția nu se mai duce din nou la muncă. Am hotărât că e mai ok să stai cu fata mereu acasă și o să încerc să muncesc chiar și eu 5-6 zile. Dar faptul că acum combin săptămâna cu sâmbătă și duminică cu una, când ești plătit mai bine. Sunt săptămâni în care... Mamă, cât apărul are ăsta, coai. Sunt zile în care... E săptămâni în care ies ok chiar și cu 4 zile de muncă.
Și atunci am și eu timp de stat acasă. Da, soția nu se mai duce la muncă pentru că după prima lună nu a fost rentabil. Adică diferența de bani e foarte mică, pe care îl avem, avantajul financiar pe care îl avem în plus e foarte mic. Dacă muncim amândoi în genul ăsta, adică gen ea 3 zile, eu 4, așa că e mai ok dacă muncesc eu 5-6 zile. Ce mișto e DAF-ul. E mai ok dacă muncesc eu 5-6 zile și așa, na. Ea e mamă, e, știi cum e, parcă e mai ok să se ocupe ea de copil decât eu. Nu zic că nu mă descurc și eu, dar trebuie să recunosc că nu prea am mereu răbdare. Am mai fost și perioada acum când i-au dat dinții și evident nu puteam liniști de niciun fel. Și na, am decis că e mai ok să stai acasă. Și acum dacă tot mi-am schimbat tura așa, n-aș vrea, mi-am făcut și concediile din nou și n-aș vrea să stau să schimb iar tura de luni până vineri. Iar concediile schimbate și tot așa. Am zis că o să o las așa, vedem. Probabil până la Crăciun, ceva în zona aia. Și după aia o să vedem ce facem. Ce naiba, că parcă nu erau lucrările astea pe aici. Prin Huliaute și aici. Aici se face fruit market, piața de fructe. Bravo, boss. Lumea se dezvoltă peste tot, numai România stă în loc. Stă în loc sau dă înapoi? Stă în loc sau dă înapoi, boss. Portul din Hull. Podul ăsta e ca în, zic, cum sunt cele din Olanda. Se ridică în momentul în care trec vase prea înalte. Uite ăsta de aici. Pe canalul ăsta. Acolo este în mare, probabil. Mamă, ce coadă! Ai, bă, și somn. Așa, mă, boss. Hai că am terminat și aici. Problema e că nu putem să ieșim făcând stânga. Așa că facem în felul următor. Intrăm la ăștia în curte și ieșim de la ăștia din curte. Pentru că altfel nu putem ieși. Încercăm să dăm aici cu spatele. Ar trebui să intre ăla sau nu își dă seama să intre. Și ăștia să moară măsa pentru un palet, trebuie să le vină șoferi cu articulatul. Bine, nu cred că e prostia lor, că nu cred că e cer ei să vină cu articulatul. Firmele astea când iau contractul ăsta de distribuție, nu s-ar gândi și ele. Bă, stai așa. Adică ia stai așa puțin să-i sun eu și pe ăștia în firmă. Hai, lasă că îi sunt ies pe stradă și mă parchez pe stradă. Poate zic ăștia după aia că cine știe ce fac pe aici. Bă, sper să fi făcut alegerea bună să ies așa. Bă, se ducea peste ăla să-l omoare, frate. Mă, boss, că eu am loc să ies. Îl omorai pe săracul un pe ăla, în stivuitor acolo. Murea ca leșinat un stivuitor.
Unde dracu să ne oprim și noi? Ne oprim pe dungile astea galbene. Că n-avem unde. Vedem și noi avariile. Și ne oprim aici pentru un minut, două, cât sună și noi în firmă. Ne zic că ăștia în cotor să mergem, au, să încărcăm. Ok, stai să ne oprim și noi așa. Oprim motorul, să lăsăm asta să meargă. Mă uitam pe telefon, pe sus, la telefon aici, la astea noi. Ok, unde ești? Fone. Bă, cred că se descarcă camera. Ce-a făcut? Mi-a închis. Doamne! Doamne, ce retarzi! Cum să închis, mă, frate, dacă eu vorbesc cu tine? Luca speaking. Hi, Luca. It's Adrian. Adrian, who? Sorry. Adrian Dragoi. Yeah. All right. Yeah. I just finished the old drops, all three drops. Okay. I need your in and out then for deliveries. Okay. For first one, 10:15, and out 11:00. Okay. Yeah. For second one, 10:10, and out 11:55. Yeah. And for the last one, 10:12, and out now. 10:12. Ah, right. Yeah. Okay. 12:25. Right. Right. Here, I can send it to Bridges or anything, but I'm 15 in whole. The fourth. I'm covering the fourth.
Right, I'll do a Carol first, please. Okay, also, do you need me Saturday for overtime? I think so, yeah. Why not? Yeah, I will put you in. Okay, thank you very much. All right, cheers. Cheers, bye bye. Bye bye. Greu, greu, fraților. Băi, mergem la... Mergem cum ați venit la Caro Foods, v-am spus că acolo o să mergem. Momentan merg să mănânc, după care mă opresc la Caro Foods. Și probabil după aia în film, și după aia probabil un alt job. Pentru că e foarte devreme, e 12:30. Și ați auzit, voi munce și sâmbătă. Sâmbătă voi munci, duminică, sâmbătă seara îi voi ruga să încep duminică mai târziu ca să pot să mă duc și eu să votez de dimineață. Am zis să deschide secția de votare la 7. Vreau să fiu la 7 acolo, după care pe la... Na, cât o mai dura. După aia pe la 8:30-9 să ajung în firmă să încep ziua de muncă. Și voi dacă sunteți acasă duminică, nu ezitați să votați. Nu ezita să votați, boss, să votați și pentru europarlamentare și mai ales pentru acel referendum, pentru că văd că nimeni nu prea face referendum la el, care zic eu că are un rol destul de important, ca să-și dea seama și mustăciosul la cariat, cam ce vrea poporul cu legile astea de justiție. Așa că, nu știu, ne vedem la carul, după ce mănânc. Da. Haideți cu mine. Salut, salut. Băi, frații mei peloponezi, a plecat ăsta. Bă, n-a stat o oră. S-a mișcat ăștia destul de repede. S-a mișcat destul de repede. Ia să vezi că nu are loc să iasă. Ba, da. Bă, vedeți că... Vedeți? De-aia nu... Locul ăsta mie de-aia nu-mi place. Te chinui aici să ieși. Să ieși, să intri, de fapt, cu spatele. Bine că măcar dai pe partea ta. Bă, frate, dar de ce morților, frate, ori lăsa aici, mă, mașinile astea să se parcheze? Uite, știu cum intre, trebuie. M-au pus și pietroida de acolo. Și te mai chinezi, dar și cu spatele. Mi-ești pula în ei cu mașinile lor. Bă, au tras dungi galbene pe toată strada. Bă, dar fix unde trebuiau... N-am mai tras o dungă galbenă, băga mea și pula în dungile lor galbene. Ia să vedem dacă intră. Ia să vedem dacă intră, boss. Na. Te mașini Sandero al tău. Așa, să ne dăm jos că... Așa. Aici nu prea ne jucăm cu dai că merge, că poate nu merge. Parcă ar trebui să meargă. Ar trebui să meargă. Măcar cât să... Cât să ghidăm vagonul pe... Așa, să fie în vanul drept. Cât să ghidăm vagonul pe poartă. Asta e, dacă lovim, lovim, ce să facem? Avem asigurare. Și aia e, nu? Nu merge. Nu merge, boss. Nu merge, băga mea și pula mașinile lor parcate în pizdă. Ce vă uitați, bărboșilor? Cred că așa merge. Doar că tot trebuie să mă dau jos. Hai să vedem dacă îl împing drept. Aha, e ok.
trebui să meargă. Doar ar trebui, asta înseamnă că și va merge. Tu sloganul mătii. Sandero sau ce pula mea e. Bă, n-ar trebui să-l lovesc. N-ar trebui. Asta nu înseamnă că... M-a zis să îndrept ușor capul tractor, dar unde? Că n-ai loc? Unde să dracu să-l îndrept capul tractor? În pizdă! Pula în dracu. Ce-ai mă cu aia, mă? Bă, dar de atâția ani cu aia aceeași plângere la tot ce oferi. Să facă coaie în așa fel încât să pună ăștia aici ceva. N-ar face coaie nimic. Ești pula în Sandero. Ești pula în rasa voastră. Cu mașinile voastre, cu tot. Trebuie să deschidem și ușile. Asta dacă putem să-i lăsăm ăsta cu duba loc să iasă. Am văzut că voia să iasă de aici. Ha, că are loc. Ok, deschidem și ușile. Aș vrea să-i văd pe ei, băga mea, și pula ăștia care pun astea, care lasă mașinile acolo, aș vrea să-i văd pe ei cum dau cu spatele, cu un camion. Alea și muie. Căcați. Am avut câțiva colegi, și englezi, și polonezi, și eu știu ce nații au mai fost, care n-au putut să bage cu spatele din cauza mașinilor, s-au suit pe ei. Ce să le facă? Asta e, a dat asigurarea și probabil s-au învățat minte să nu mai parcheze acolo, nu? Și nici căcați ăștia din față nu te lasă să dai la ei, ca așa te-ai duce frumos. Ai dat la ei cu față și vine cu spatele, nu te lasă. Să încercați cu ăștia sau eu știu ce dracu au. Ce mă, dacă sunteți ca nebun? Urăcioși de aia. Să nu te lase să-ți faci viața mai ușoară, frate. Țin minte, a venit să încarce un olandez, cred că, sau belgian. Sau cel puțin așa era camionul de Belgia sau de Olanda, nu mai țin minte. Și evident că omul, îți dai seama, era și pe partea cealaltă a lui, adică nu era pe partea noastră, având volanul pe stânga. Ce a făcut omul? A intrat cu spatele acolo, cu fața, și stătea cu spatele.
Și bineînțeles că au și de aia, scandal, draci, lași pe aici, cu ăștia s-au certat, că de ce faceți-vă curte, se poate să vă intre camioanele. Numai de-astea. Niște retarzi. Niște retarzi, boss. Oh, încărcăm și plecăm spre firmă și vedem după aia ce mai avem de făcut, că avem o zi plină, cu multe lucruri de făcut. Nu plecați, vă continuă. Trebuie să vă arăt ceva. Uitați cine conduce acest camion cu paleți legați cu chingi și nu știu ce. Deci este o femeie, așa că poate mai trece pe aici. Cred că are cel puțin 60 de ani lejer. Uitați-o. Și a băgat aici cu spatele. Bine, a ajutat-o puțin asta să o dirigeze. Dar ce să zic? Jos pălăria. Deci jos n-am ce să comentez. Îmi pare rău că n-am fost atent când, de fapt n-am văzut cine e în camion. Am văzut că acum când a coborât cine, că e de fapt o doamnă. Dar să vezi că a băgat destul de repede aici, chiar dacă a dirijat-o am dirijat o băiatul ăsta aici din curte, dar destul de repede a băgat. Deci are 60 de ani lejer, lejer, lejer. Și gândiți-vă, leagă chingi, da? Conduce și oare să mai plânge așa ca noi? A? Oare să mai plânge, doamna? Ca noi, cum ne plângem noi? Ia uite-ți, strânge chingile. Bine, are mașinărie de aia de restrângere. În spatele cabinei doar o bagă pe un ăla de la manivelă așa. A, uite, vedeți? Se și vede. Super tare. Super, super tare. Eu sunt tot aici, încă nici nu s-a apucat să mă încarce de fapt. Mai așteptăm. Gata, mă, boss, am plecat și eu de aici după aproape 3 ore, 2 ore jumătate, cam așa. Să nu ieși de acolo, că te omoară cineva. Deci nu vine nimeni, te vezi și nu iese. Doamne, ce retardă. Doamne, ce retardă, și eu, repede, în sensul giratoriu. Băi, mergem spre firmă. Nu știm ce facem. Probabil o să mai fac un job. Câte ceas e? 3:15. Fac cam o oră jumătate de aici. O oră 40, să spunem. Până în firmă. Deci în jur de 5 aș fi în firmă. Și am program până la 9 maxim. Eu știu, să mai fac vreun Wakefield ceva, habar n-am, vreo încărcare. Nici nu știu. Vedem când vom ajunge în firmă. Destul de lejer până acum. De obicei la mine se strică în partea a doua zilei, când trebuie să ajungi acasă, nu mai ai timp, nu mai aia și tot așa. În restul zilei n-ai stres. Uite ce mișto să vede podul Humber Bridge. Din păcate astăzi n-am avut noroc să îl traversăm. Poate altă dată. Și așa că, dragilor, ia uite și pe ăsta. Bă, morții mătii, cu cliu al mătii. Care a fost scopul acelei frâne? Tu zrasa mătii în gât. Bă, ce mor eu pe ăștia. N-avea, mă, timp să-l depășească pe ăla, că avea timp 16.000 de kilometri. Doamne. Și bineînțeles că acum încetinește. Păi da. Păi da. Căcați de șoferi. Uite și pe ăla cum merge cu Lexusul lui. Deci eu merg cu 54 și ăla merge cu cât? 53, 52. Când e o limită de autostradă, 70 de mile. Un căcat pansat. Asta este, un căcat pansat. Uite, nici măcar n-a ieșit pe ieșirea asta. A zis că poate iese pe asta. Uite, merge așa. Luați aici Lexus în trompetă. Să ți-l iau. Cum ai putut?
teamă coaie să mergi în halul ăsta cu mașina mică. Că cred că nici dacă aș fi ciung, drogat, beat, cred că n-aș merge așa. Dar n-aș merge cu mașina beat sau drogat. Doamne. Ăștia nu merită, mă, v-am mai spus eu. Unii ăștia în principiu nu merită să aibă șosele ăștia, ar merita să meargă ca la noi. Ăștia ar merita să meargă ca la noi. Fraților, ne vedem în firmă. Să vedem ce facem după ce lăsăm vagonul ăsta. Și bine, dacă încheiem logulețul sau nu astăzi. Și apropo, cei care stați pe aici prin zona asta sau sunteți aproape de Hull, vă recomand să veniți aici la Hull. Sunt, cred că, vreo 3 puncte de unde se pot face poze foarte șmechere. Unele sunt la bazele podului pe aici, pe partea asta, iar celelalte, care mi se par mai interesante, sunt undeva pe partea cealaltă, deci pe drumul către Grimsby, pe A15. O să vedem niște indicatoare în care vă trimit către o de-asta zi, rezervație naturală, care arată gen ca delta, așa. Mersi, boss. Mersi, ești un drăguț. Nu mă așteptam să mă lase ăsta. Mă așteptam să dau un frâne. Da, și pe partea alta este o rezervație naturală, gen delta, cu stuf, băltoace, draci, laci, nu știu ce specie de rațe care stau doar pe aici sau ceva genul ăsta. Am văzut că se și poate pescui, se pot face niște plimbări cu barca pe acele, să spunem, mici lacuri, așa, știi? Și e mișto de vizitat, mai ales dacă e vreme frumoasă, cu familia, cu copii. Sunt și niște ferme pe acolo în care, na, evident, copiii pot vedea, zic, diferite animale. Să nu dai, mă, și tu fute mașini în gura ta de DAF, să nu dai și tu un flash. Că parcă ți-ar cădea mâinile alea. Tu-s rasa, mătii. Și gata. Ne vedem mai încolo. Pa! Pa, nu vă zic pa, ne vedem mai încolo. Fraților, stai, mă, boss, acolo, mă. Stai, mă, bossule, acolo, mă. Tocmai am venit în firmă și am și plecat. Sau și plec. Mergem să facem un schimb de vagon până la Stokesley. Da, da, locul ăla pe care îl uram. E, acum e mai lejer. V-am mai spus că nu se mai fac încărcări, descărcări, doar se lasă vagoanele, se schimbă și atât tot. Și după aia ne întoarcem și noi acasă. Să mergem la fetele frumoasele. Și sper să nu stau prea mult, e 5:30. Ajung pe la 6 și un pic acolo. Dacă aș pleca și eu cam pe la un 7:30, ar fi ok. Ajunge la 8:30 în firmă, până în strângea, s-a făcut 9, pac, 13 ore. Mi-am luat banii și am plecat. Sper să nu vine ploaia, că văd că s-a cam înnorat așa într-o dată. Și chiar nu vreau să vină ploicica. Doamna ploicică. Așa că, frații mei, pe lăpânăresc nu mă alungesc. N-aș mai avea ce să filmez foarte interesant la Stokesley. Eu vă tare mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Eu sunt Adrian Cătălin, aka Truckerboy. Dacă vă place ceea ce fac, dați și voi un like, un share, un subscribe, un ce vreți voi acolo. Și ce să zic? Înscrieți-vă la concurs. Dacă sunteți șofer și folosiți un cartahograf la The Game, adresa o găsiți pe pagina de Facebook thegame.truckerboy.ro sau dați un search în Google The Game Truckerboy și vă duce acolo. Momentan se fac doar înscrieri, iar concursul propriu zis va începe pe 15 iunie.
Și în felul ăsta toată lumea va avea șanse relativ egale, pentru că șansele egale nu le prea puteți avea sau nu le prea pot avea toți, pentru că nu pot controla fiecare ce muncește și cum muncește. Toate detaliile le găsiți acolo pe pagina concursului. Nu știu, probabil când vedeți video ăsta deja probabil am făcut și o postare în care am explicat mecanismul de joc, de concurs, de premii, de absolut tot. Sau poate chiar am făcut un video, nu știu încă. Și gata. Dați-vă un like, un share, un subscribe, dați-vă mai departe jocul pentru cei care conduc un cartahograf și au puține cunoștințe de a folosi un calculator și un site. Aveți șanse să câștigați premii, ați văzut ce premii sunt. Va exista un concurs lunar, așa că vă aștept acolo și sper să câștigați. Vă tare mulțumesc, ciao, pa!